O frumoasă colaborare între Asociația TEF, Școala numărul 10 și Casa de Cultură a Sindicatelor a dat naștere unei întâlniri între puști dornici să spună bun venit toamnei. Vremea neprietenoasă nu i-a oprit să se adune în număr mare, împodobiți cu frunze, arămii și pregătiți cu cele mai frumoase poezii și cântece. Doamna cea întunecată, lungă, slabă și zăludă, botezând natura udă cu-n mănunc de ciumafai, când se scutură de ciudă. Împrejurul ei departe risipește nevantai, ploi mărunte, frunze moarte, strop de tină, gudurai. Asta-i joacă, zici că-i toamnă și că nu mai ea te îndeamnă să-mi lași copacii goi, pune frunzele înapoi. Îți place ce ai văzut aici? Da. Te bucur că ai putut să vii să vezi Casa de Cultură? Da. Ce fac cu voi astăzi de aici? Ați întâmpinat toamna? Da. Și am urnat pe holuri cu ornamente de toamnă. Și ți-a plăcut această acțiune? Da, mi-a plăcut. Asociația Tradiție, Educație, Familie pune accentul pe îndrumarea tinerilor spre valorile autentice și spre cultură. Pentru că misiunea noastră și valorile noastre înseamnă educație, tradiție, tot ce înseamnă cultură, ne-am alăturat împreună cu școala gimnazială numărul 10 la a face o vizită a casei de cultură și a întâmpinat toamna. Dacă vedeți pe jos, chiar sunt multe castane și multe frunze, chiar lucrate de ei sau luate din natură. Acesta a fost primul eveniment dintr-un șir de 44 de acțiuni organizate de Casa de Cultură a Sindicatelor cu ocazia împlinirii a 44 de ani. Prin acest program ne dorim să ne adresăm tuturor generațiilor, copii, adolescenți, tineri, maturi și vârstnici. Astăzi, de pildă, am început cu evenimentul Să vină toamna în Casa de Cultură, în care micuții și mai mari, împreună cu cadre didactice și părinții de la Școala Generală numărul 10, au venit cu acest eveniment la noi, au adus daruri în instituție, frunze, castane, floricele, struguri și așa mai departe. Pe 19 octombrie o să avem ediția a doua a Festivalului Național de Dans Galați Fest Dance, o să avem concursuri, constelații dunărene, avem multe, multe surprize, vă așteptăm cu mare drag. La Casa de Cultură a Sindicatelor vor urma zeci de evenimente, astfel că cei pentru care toamna nu este tocmai anotimpul preferat vor putea petrece timpul liber într-un mod plăcut, așa cum au făcut și elevii de la Școala 10 marți dimineață. Și apoi umple lumea toată că m-am dus și am cerut. Dar de acuși, zise el cu glas sfârșit, ridicând un picioruș, dar de acuși s-a isprăvit. Cri, 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 toamnă, gri, tare-s mic și necăjit.